Câți bani ați furat? Ce ați găsit în seif? Trei bărbați cu vârste cuprinse între 29 și 37 de ani au ajuns în arestul Inspectoratului de Poliție Galați după 3 luni de anchete. Toți sunt suspectați că au tâlhărit o femeie de 36 de ani dintr-o comună gălățeană, iar metoda prin care au făcut-o pare desprinsă din filme. Au pătruns fără drept în domiciliu părții vătămate CD din localitatea Fundeni, comuna Hanu-Conachi, de unde prin folosirea pentru amenințarea unei șurubelnițe au sustras bijuterii, bani și alte bunuri în valoare de 30.000 de euro. Prejudiciul creat nu a fost nici până astăzi recuperat, întrucât bijuteriile au fost amanetate. Rudele femeii tâlhărite sunt și acum șocate când își amintesc nenorocirea care s-a abătut asupra familiei și cred că totul a fost posibil din cauza faptului că locuința este aproape de pădure și prea departe de sat. Să nu se sperie. Deci un caz din ăsta care se întâmplă sunt rarități, deci le vezi la televizor. Au fost legați și au cotrăuit din casă, au furat. Au reușit fata de a fugit la de aici din casă, la un vecin de pe aici. S-o fi dezlegat. Da, da. Au fugit la un vecin și în timpul ăsta, cât au plecat ei, au venit vecinii, au dezlegat și au dezlegat-o pe femeia respectivă. Au fost legat cu un cordon de la capot. Avea un capot, la un capot de noapte, un cordon, a dezlegat-o și după nu știu cât timp a venit poliția. Cele trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile și vor fi cercetate pentru tâlhărie calificată. Cele trei persoane au pătruns în locuința femeii și prin amenințare i-au sustras un safe în care se aflau obiecte de bijuterie din aur și argint, precum și 8.000 de lei. Valoarea totală a prejudiciului se ridică la aproximativ 30.000 de euro. Cele trei persoane au fost arestate preventiv sub acuzația de tâlhărie calificată. Taximetristul este cercetat pentru aceeași infracțiune, dar în stare de libertate. Pentru fapta comisă, cei trei bărbați riscă să petreacă între 3 și 10 ani la închisoare. Cum însă unii au și antecedente, pedeapsa s-ar putea mări considerabil.